68. Balei se ridică iute și înconjură masa până la ea. Observă întreagăt și puțin enervat că îi tremurau picioarele și că îi se zbăteau un mușchi în coapsa stângă. Gladia zise el insistent, nu plânge. Nu te îngrijora Elia, șoptia. O să-mi treacă. Rămase neajutorat lângă ea încercând să o atingă oarecum șovăielnic. Nu te ating, spuse. Nu cred că ar fi bine să o fac, dar... O, oh, atinge-mă! Atinge-mă! Nu țin chiar atât de mult la corpul meu și nu mă voi molipsi de nimic de la tine. Nu mai sunt uh, cum eram. Așa că balei se apropie și atinse obrazul mângâindu-l ușor și stângaci cu vârful degetelor. Mâine voi face tot ce pot, Gladia zise. Îmi voi da toată silința. Auzind asta, ea se ridică, se întoarse către el și spuse, O, Eliah! Automat, aproape fără să-și dea seama ce face, balei și întinse brațele. Și la fel de automat, ea se lăsă cuprinsă de ele, rezemându-și capul de pieptul lui. El o ținu cât putu de ușor, așteptând ca ea să-și dea seama că îmbrățișează un pământean. Fără îndoială că îmbrățișase un robot cu aspect uman, dar acela nu fusese pământean. Ea pufni cu putere și vorbi cu gura pe jumătate ascunsă în cămașa lui Balei. Spuse, nu e drept, e din cauză că sunt solariană. Nimănui nu-i pasă ce i s-a întâmplat lui Jander, dar le-ar păsa dacă aș fi auroriană. E vorba de prejudecăți și de politică. Balei se gândi, cei din spațiu sunt oameni. Exact la fel ar fi vorbit și Jess într-o situație asemănătoare. Și dacă ar fi fost Gremionis cel care ar fi îmbrățișat-o pe Gladia, el ar fi zis exact ceea ce voi spune eu dacă aș ști ce să spun. Apoi vorbi. Nu e chiar așa. Sunt sigur că doctorului Fastolf îi pasă ce i s-a întâmplat lui Jander. Nu, nu prea. Vrea numai să iasă, cum zice el, în adunarea legislativă, iar acela Madiro vrea să iasă, cum zice el, și oricare dintre ei l-ar vinde pe Jander pentru asta. Îți promit, Gladia, că eu nu-l voi vinde pe Jander pentru nimic în lume. Nu? Dacă îți vor spune că poți pleca înapoi pe pământ cu cariera salvată și fără nicio pedeapsă pentru lumea ta, cu condiția să-l lași baltă pe Jander, ce vei face? N-are niciun rost să ne gândim la situații ipotetice care nu se pot ivi. Nu-mi vor da nimic în schimbul lui Jander. Ei vor încerca doar să mă trimită înapoi cu nimic altceva decât ruină pentru mine și pentru lumea mea. Dar dacă m-ar lăsa, l-aș afla pe omul care l-a distrus pe Jander și aș avea grijă să fie pedepsit cum trebuie. Cum adică dacă te-ar lăsa? fă să te lase. Balei zâmbi cu amărăciune. Dacă ți închipui ca aurorienii nu-ți dau nicio atenție pentru că ești solariană, imaginează-ți cât de puțin ai obține dacă ai fi de pe pământ ca mine. O strânse mai aproape, uitând că e de pe pământ, chiar dacă rostise cuvântul. Dar voi încerca, Gladia. N-are niciun rost să ne facem speranțe, dar nu mă duc cu mâna tocmai goală. Voi încerca. Vocea îi se frânse. Spui într că vei încerca, dar cum? Se trase puțin înapoi ca să-l privească în ochi. Balei zise buimăcit: Păi aș putea. Să găsești ucigașul? Orice. Gladia, te rog, trebuie să mă așez. Se întinse spre masă sprijinindu-se de ea. Ce s-a întâmplat, Elia? întrebă ea. Am avut o zi grea, evident, și cred că nu m-am refăcut prea bine. Atunci mai bine te duce la culcare. Drept să-ți spun, Gladia aș vrea. Ea îi dădu drumul cu chipul îngrijorat și cu ochii plini de lacrimi. Ridică un braț și făcu un semn rapid, iar el fu conjurat așa i se părui imediat de roboți. Când se află în sfârșit în pat și după ce plecă ultimul robot, se trezi stând cu ochii deschiși în întuneric. Nu-și dădea seama dacă mai plouă sau nu în exterior, ori dacă fulgerele slabe și aruncă ultimele săgeți palide, dar nu auzi niciun tunet. Respira adânc și se gândi. Ce i-am promis gladiei? Ce se va întâmpla mâine?" ultimul act eșec și în timp ce Balei aluneca pe tărâmul somnului se gândi la acea incredibilă străfulgerare care-i venise înainte de a adormi.